O tânără de 23 de ani din municipiul Suceava este căutată de polițiști după ce familia a dat-o dispărută. Gabriela Manuela Măzăreanu a plecat de acasă pe 25 februarie și nu s-a mai întors. La data dispariției, tânăra purta o geacă de piele maro cu guler de blană. Semnalmente, 1,70 m înălțime, constituție atletică, greutate circa 50 de kg, ten deschis, păr șaten cu șuvițe blonde, lung până la mijlocul spatelui, față ovală, ochi căprui, semne particulare, tatuaj pe gamba dreaptă reprezentând o floare, pe antebrațul stâng o pană și o fundiță, iar deasupra bazinului tatuat un model tribal cu frunză. Cei care pot da detalii despre ea pot anunța poliția sau pot suna la 112.